Mă desprind de sentimente precum frunzele de copac. Trupul mi-e pământul nearat încă din toamnă. Dragii mei, astăzi este ziua internațională a cititului de cărți. Cu bucurie citesc a cititului de cărți împreună, adică și voi trebuie să aveți cărțile în față și să citim împreună, să facem hora reciclării. De la Lucian Victor Bota, trei cărți de poezie am primit o să le citesc împreună cu Vlad, da? Da, da. Noi o să citim, că dacă ne apucăm de citit... noi. dar alo, suntem în medii virtuale, online, share, subscribe. Ne apropiem ușor, ușor de 30.000 de, de subscriber pe YouTube. Vă dați seama? Cristiano Ronaldo se apropie de 60 de milioane. Ronaldo și-a deschis canalul de YouTube-au și-a zis că vrea să-l bată pe Mister Beast. Eu sunt ca și Cristiano Ronaldo. Mă, dar ăsta zoa s-ar bate cu cineva. Eu omul păcii, defensiv din naștere. Acum eu trecut timpul în fotbal, nu să mai bate cu Messi în baloane de aur, să bate cu youtuberul Mr. bis care are vreo 315 milioane de abonați. Și el e pe la 60 de milioane. O să-l bată. După aia ce mai urmează? Să vină să se bată cu Simeon, cu Șoșoc? Nu, no, cu Șoșoc ar fi o... Oh, un duel fain. Bună dimineața și bine v-am găsit, cum sunteți? Păi da, citim cărți, că n-am primit de poezie, n-am primit cartea lui Ciucă. Primeam numai coperta de la ea. Cine știe ce e acolo băgat? O să vedem. Căldura mare pentru începutul de septembrie, așa -i? Ca să vă dați seama, aici suntem ca și în bancul ăla cu mă duc la bibliotecă. Ăla care zicea că citește cărți, dar citea cât eu pe lincă. Trecând eu prin Corpadea, văd la o casă flori, roșii și pălincă. Cu ce se te întâmpine lumea? La domnul Radu în Corpadea. Iau o floare la ghiuveci, că mai țin până noiembrie. Cumpăr pălincă, roșii și ca să vă dați seama ce cald am mâncat două chile de roșii și pălinca au rămas intactă. Vorba soției așa să și rămână. Culoarea de la cei, mi-a explicat domnul Radu. El pune uh, prunele la fermentat fără simbol. Vă dați seama și iese o pălincă Oa, oa, e. Dar -a -ra da, 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 Nu știu, o să -o, o no. Margele. În fine, cumpărați de la producătorii locali de pe marginea drumului, că am văzut că au și struguri din Argentina și bananii din Ecuador. Ce să mai face pe de la atâta Mulțumim pentru cafelele primite, am preînregistrat noi niște cafele, acum a venit momentul să mulțumim lui Lia, Radu, Cristian, Nicu, mulțumim pentru că ați donat pe buymeacoffee.com slash Vlad și Ana, și nu-i vorba de Vladul nostru, Vlad și Ana au donat cafele, iar familia Crăciun și-a întrecut normele, două cafele, din care una i-am dat-o cu generozitate colegului Vlad. Așteptăm în continuare să donați cafele pe buymeacoffee.com cu bine, mai ales că vi s-au mărit pensiile. Aveți grijă, nu dați banii pe prostii, luați cafele la nepoți și la copii. Că Becali, de când i s-a mărit pensia, a luat un fotbalist cu un milion și ceva de euro. Numai pe prostii dați banii dacă vă mărim noi pensiile, că din banii noștri... A luat pe burligică, pe burligea la a plâns Becali de bucurie. Vezi ce înseamnă? Să dai mintea copiilor. A nu mai plâng nici când le iau Lego de el la scump cu 58 de lei. Becali plânge când își cumpără din banii lui, mă rog, un jucător de fotbal. Mă rog, că el face și echipa. Nu știu dacă se impune la național, urmează să avem meciuri cu Kosovo. Kosovo trac cu Neamircea Lucescu la 79 de ani, băi, nu-i dai nici 78. O pus echipa acolo la antrenamente și o zis, mâine jucăm volei da, jucăm fotbal, mai este ok, ne încălzim cu volei asta e, o vedea. discutăm săptămâna viitoare, oricum Ianis Hagi a venit cu freză nouă la Națională ceea ce e un semn bun un sfert din cocalarii României o să schimbe freza, deci nu citim, da, ne frezăm astăzi se sărbătorește, se aniversează dragul și scumpul nostru primar de la Cluj, domnul Emil Boc, din Răchițele, împlinește o frumoasă vârstă. E născut în 6-9-1966, fecioară, tipicar fecioară ca Freddie Mercury, oh, 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 ca și Arpitorec, fecioară, deci ăștia, lucru bine făcut, îl încep, dar nu-l termină. Bravo! Deci născut Domnul Bog la mulți ani cu sănătate. Că ce să-i dorești de ziua lui? Sănătate, bucurie și să se lase de prostii, gen metro, metropolitan, nu știu, o centură ne trebuie domn primar și mai și 80 de mandate, nu contează. Născut în 6 anul 1966, nu sunt cam mulți de 6. Un șeptar de a intra acolo la spitalul regional. În fine, de luni începe școala, mergeți la școală, că a zis și Hagi, mergeți copii la școală, că și școala e bună la ceva. Dar aveți grijă când terminați ciclurile, clasa 8, a 12, a facultatea, mă rog, să nu vă aruncați diplomele. Că domnul Ciolacu a căutat într-o cutie, într-o cutie de pantofi, cred că, unde și are el diplome. Diploma de cel mai mare covrigar, diploma de covrigul cu cea mai lungă ață. Are multe diplome. Și și-a găsit o copie după diploma de bacalaureat. Deci dacă faceți școală, nu vă bate joc de diplome. Hai succes la toată lumea, weekend frumos și îndemn la lectură. Ziua internațională a cititului. Care cu ce poate.